Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Plus pentru Educație. Astăzi vom vorbi despre rolul cărții în viața noastră. În viața noastră, atunci când au pătruns cărțile, primele momente când noi am încercat să lecturăm și să descoperim o carte. Pentru acest lucru ne-am deplasat în grădinița numărul 12, mai precis în grupa rozelor, iar aici i-am observat pe copii cum au încercat să deschidă pentru prima dată o carte. Ajutorul lor au fost cei doi membri ai librăriei Academica din Alba Iulia. Pentru început voi sta de vorbă cu doamna Sanda Burnete. Vreau să vă spun bine ați venit aici în grădiniță și mulțumesc pentru interviul pe care îl vom avea astăzi. Eu vă mulțumesc, mă bucur că mă aflu aici la Grupa Rozelor. Ei sunt prietenii noștri și clienții noștri de mult. Noi colaborăm cu grădinița numărul 12 de foarte mulți ani. Le oferim materiale didactice doamnelor educatoare și rechizite necesare grupelor. Pe lângă faptul că punem la dispoziție și foarte multe cărți, am oferit inclusiv cărți pentru sărbătorile de iarnă. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de cât timp sunteți pe piața Alba Iuliană? Pe mine mă bucură faptul că știu că este o afacere de familie, sunteți promotori ai educației prin carte, prin lectură ca atare. Noi existăm pe piața din Alba Iulia din anul 2008. Încercăm să promovăm cartea și lectura pentru că noi considerăm, așa cum este și motoul librăriei noastre de altfel, cartea este călăuza spre vis, putere, mister, adevăr, frumos și sine. De la început v-ați orientat spre aceste parteneriate, activități cu instituțiile de învățământ din orașul nostru? Da, de la început. Deci exact în momentul în care ne-am înființat, după scurt timp am început să luăm legătura și să realizăm diferite parteneriate cu instituțiile de învățământ. Grădinițe, licee, școli. Mulțumesc mult. Spuneți-mi, Cristian Burnete, dumneavoastră știu că adeseori veniți aici în grădiniță și încercați pe cât posibil să-i atrageți pe copii spre lumea aceasta a cărților, a tainelor pe care le pot descoperi în tot ceea ce înseamnă lectură. Cam cum a fost prima noastră prezentare de carte și cum ați încercat să atrageți copiii spre lectură? A fost, după cum s-a văzut, emoționantă. Eu fiind obișnuit doar să trec și să arunc o privire și un scurt salut să am cu ei, dar de data aceasta am simțit legătura profundă care se poate crea cu acești copii minunați. Mulțumesc mult pentru că vorbeam despre o prezentare de carte. V-aș lăsa pe dumneavoastră să priviți și să descoperiți alături de grupa rozelor din grădinița numărul 12 cum au primit astăzi o prezentare de carte acești minunați copii. Vă invit să îi urmăriți. Bună ziua, dragi copii! Iată-ne în sfârșit împreună pentru mai mult timp. De obicei, vin doar în fugă, trec, abia apucăm să ne salutăm și doar atât. Astăzi ne-am propus și eu și Sanda să vă prezentăm câte un titlu al unei cărți. Eu mi-am propus știind că voi sunteți foarte buni prieteni între voi și cu toată lumea și vă plac foarte mult să aveți prieteni, o carte care se numește Sarah și prietenii ei. Astăzi știm că scopul vizitei noastre este cum alegem o carte din librărie. Așa că începem prin a vă explica ce se află pe coperta cărții și anume, cum v-am spus, titlul cărții, editura care se află ori pe coperta din față, ori pe verso și autorii care la fel se află ori pe coperta din față, ori în interiorul cărții. Din această carte am să vă spun doar un scurt citat, ca pe viitor, urmând, voi să descoperiți restul. Un pic, te rog să-mi deschizi.
Aceasta este o carte de versuri pentru copii și anume, din livadă ce plăcere verzi ne fac cu ochiul mere, iar de spina într-un coș mic a cules în buchețele rotunjoare cireșele și îl întreabă pe pisic, vrei să ne înfructăm din ele? Urmarea, cum v-am spus, o veți descoperi voi când veți veni la noi în librărie. Și acum vă va prezenta Sanda, titlul ales de ea. Eu am ales astăzi o cărticică pentru voi. Ea se cheamă Aventurile pisicii coadă-coadă. Știu că majoritatea dintre voi iubiți animalele și că aveți prieteni animăluțe, așa-i? Bineînțeles. Deci iată, cărticica este foarte potrivită. După cum vedem, titlul ei este așa, Aventurile pisicii coadă-coadă. Ea a apărut la editura Aramis, iar ca și autor este Mihai Ciobanu. Tot așa am să vă prezint și eu un mic fragment, vă voi citi din cărticică, urmând ca ulterior, în librăria noastră, să vă așteptăm și să descoperiți voi finalul poveștii. Cam fiecare dimineață, o pisică mică și frumoasă, cu o blană neagră, lucioasă, cu pete albe, se trezi și se întinse în pătuțul ei frumos, un coșuleț din uiele în care stăpâna ei, o fetiță de 6 ani, așezase o perniță de catifia. Pisica își avea culcușul lângă intrarea unui bloc. S-a spălat pe lăbuțe, pe botic, pe urechi și pe mustăți și și-a pieptănat blănița de pe coadă. Bună dimineața, coadă-coadă! Miau, miau, răspunse veselă pisica. Primise acest nume pentru că, încă de când era mică, avea o coadă foarte lungă, mult mai lungă decât a altor pisoi de vârsta ei și, în plus, îi plăcea foarte mult să fie alintată codiță. Fetița cu păr șaten o mângâie și o luă în brațe. Continuarea poveștii la noi la librărie. Revenim așadar și vreau să vă întreb tot pe dumneavoastră care a fost ideea prezentării de carte de astăzi, care a fost subiectul, tema normal adaptată celor mici. Tema a fost să le prezentăm copiilor o carte și să-i învățăm în același timp cum să-și aleagă ei înșiși o carte din librărie sau din propria bibliotecă, o carte de copii, de adulți sau de alt gen. Care au fost cele mai, să spunem, bune cărți pentru un copil? Cum ar trebui să înceapă el o lectură? Cărțile care sunt, să spunem, ilustrate mai mult sau cele care au coperțile mai plăcute, mai atractive? Este normal, o carte tentantă pentru un copil de vârsta lor este o carte cu un colorit cât mai bogat, cu animale, cu lor le plac foarte mult la vârsta asta, cărți de colorat și de citit cu tot felul de exemple, de poezioare potrivite pentru vârsta lor. Cam aici ar trebui să se încadreze tot ceea ce înseamnă lectură a copilăriei, lectură, primii pași în lectură, să spunem, da? Normal că este mai vastă alegerea, dar așa pe scurt, în câteva cuvinte, să zicem. Am vorbit așadar despre o lectură în ceea ce privește preșcolarii. Dacă ar fi să trecem, să spunem, într-o altă grupă a lecturilor care intră în gama copilăriei, dar atunci când putem buchisi cât de cât, cât putem citi pentru prima dată, cam care ar fi primele lecturi recomandate acestei grupe, să spunem, după 6 ani? Există cărțile de povești ușor ilustrate și cu un scris foarte mare, cu caractere destul de mari ca ele să poată fi ușor de citit. Apoi există chiar lecturile copilăriei pentru clasa întâi. Deci sunt foarte, oferta este foarte variată și asta depinde și de copil, știu eu cât de dornic este, cât de tentat este de ceea ce găsește în cartea și în librăria respectivă.
Unde vă pot găsi albaiulienii, copiii, dar și părinții, bineînțeles, pentru că ei vor fi cei care vor trece pragul librăriei dumneavoastră, și ce alte parteneriate sau activități intenționați să faceți alături de cei mici în orașul nostru? Cititorii ne pot găsi în Alba Iulia, între piață și liceu militar este locația noastră, pe aceeași parte cu piața, și intenționăm, deci ideea este că noi organizăm parteneriate, chemăm copiii la noi în librărie, organizăm foarte, foarte multe evenimente, lansări de carte, absolut tot ceea ce este necesar. Colaborăm cu Biblioteca Județeană foarte bine, avem același gen de parteneriat, participăm în general la orice eveniment important și atunci când suntem solicitați, din partea noastră toată deschiderea. Mulțumesc mult și la cât mai multe activități alături de cei mici, dar și de noi cititorii mai mari, care vom încerca de fiecare dată să descoperim o lectură plăcută și pe sufletul nostru. După această prezentare de carte, micuții din grupa Rozelor și-au continuat activitățile care au adus în prim plan cartea. Așezați la măsuțe și îndrumați de cei mari, preșcolarii au descoperit treptat unde este amplasat titlul pe coperta unei cărți, ce înseamnă editura, au răsfoit cărțile și, nu în ultimul rând, au încercat să descopere ușor literele, iar apoi să lege cuvinte și chiar propoziții. Prin acest exercițiu, plăcerea de a citi a fost descoperită, iar grădinarii vor ști pe viitor care sunt aturile unei lecturi de bună calitate. O să formăm grupuri. Fiecare grup va intra la un stand și ne vom juca de-a librăria. Da? Vom fi librari astăzi. De asta v-am pus aceste panglici pe cap și scrie librăria academică, că vom încerca astăzi să ne imaginăm că suntem librari și ca orice librar responsabil, nu? Dorim în standul nostru să avem cărțile cele mai potrivite pentru standul la care vom prezenta. Da? Și atunci, ce vom face? Vom intra la cele patru standuri, da, pe grupe, vom avea un lider, liderii vom fi noi adulții, pentru că voi încă nu știți citi foarte bine, da? Cristi va alege un stand, Sanda va alege un alt stand, eu o să aleg un altul, Iulia un altul, da? Iar voi veți intra la standuri împreună cu liderul vostru și veți încerca să duceți la bun sfârșit niște sarcini. La standul de ghicitori avem o cărticică, iar Toni vrea să ne spună cum se numește autorul. Ioana Mihai. Mariana Harsan. Iar titlul cărții? Raul? Ghicitor. Uite-te și vezi copii. De la ce editură? Ianis? Aramis. Iar tu, Ștefane, vrei să ne prezinți o ghicitoare de aici? Da. Poftim. Ce stă toată ziua pe la și strigă oaca coac? Ce stă toată ziua pe la și strigă oaca coac? Vasca! Animale din lumea largă. Ce editură este? Flamingo. Poți să-mi spui ce este pe... Să citești imaginea de pe copertă. Niște păsări, niște vaci, un câine, un iepure, un ghepar și un urs panda. Asta ce înseamnă? Ce conține enciclopedia voastră? Animale. Informații despre? Animale. Foarte bine. Noi suntem librari la acest an și astăzi vă prezentăm o carte de povești a cărui autor este... Toni Ulf. Cu titlul? Cu titlul Crișa. Titlul cărții, Iulia, ce titlu are cartea noastră? Cele mai frumoase povești din lume. De la editura? De la editura Crișa. Puteți să-mi spuneți ce povești conține această carte? Albă Teo? Bada. Albă ca zăpada. Thank you.
stăm acum de vorbă cu doamna educatoare Câmpian Camelia de la Grupa Rozelor. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum ați reușit să-i atrageți pe acești micuți în tot ceea ce înseamnă lectură și carte ca atare. Vreau să spun că eu sunt o persoană pasionată de lectură și întotdeauna modelul cel mai bun e modelul personal și de aceea acești copii oarecum sunt firesc îndrumați spre lectură, deoarece încă de la grupa mică noi colaborăm cu librăria Academica, fiind librarii de acolo Cristi și Sanda Burnete prieteni ai grupei Rozelor. Au venit mereu în mijlocul nostru, aducându-ne cărți la grupă și nu numai, fiind o grădiniță step by step, achiziționăm de la ei în funcție de necesități și rechizitele școlare și atunci colaborarea noastră este una permanentă. Ne întâlnim în fiecare săptămână cel puțin o dată și putem să punem la punct împreună cu ei diverse acțiuni, cum este și cea care s-a desfășurat astăzi. Pentru că suntem grupă pregătitoare și ne pregătim să plecăm la școală, ne-am gândit că nu ar strica ca această prietenie de 4 ani să se prelungească și pe băncile școlii și am considerat că cea mai bună modalitate de a rămâne prieteni cu librăria Academica este aceea de a invita în mijlocul nostru și a-i face părtași la o activitate despre carte și despre felul în care putem să ne alegem o carte. Mi-am gândit activitatea de astăzi ca o activitate firească în care i-am implicat și pe librăriei Academica. Am organizat activitatea pe 4 grupe, după cum s-a observat, ne-am jucat de-a librăria și am fost și noi librare astăzi. Am avut 4 standuri, standul cu povești, standul cu enciclopedii, cu ghicitori și cel cu versuri, cu poezii. Am avut lideri la fiecare stand și ați văzut cât de încântați au fost să se regăsească alături de prietenii lor, nu? Librarii. Fiecare stand și-a pregătit prezentarea unei cărți și în această prezentare s-au străduit să țină cont de autorul cărții, de titlul cărții, de editura la care a fost publicată cartea respectivă și nu în ultimul rând de subiectul cărții, pentru că acestea sunt punctele importante la această vârstă în alegerea unei cărți. Copiii sunt îndrumați în general de părinți și părinții intră în librărie și poate spun de genul care carte îți place. Nu neapărat cumpărăm cartea care ne place, ci cumpărăm acea carte care ne place pentru că are anumite date, ca cele despre care vorbeam. În primul rând, un subiect care să ne intereseze, un subiect din care să alegem la final o morală, o valoare culturală. Și eu merg pe această idee. Fiecare carte pe care o deschid împreună cu preșcolarii mei nu e deschisă doar ca să vedem pozele sau să citim un text, ci să rămânem cu niște idei din ea, dovada fiind și cartea Micul Prinț, pe care astăzi oarecum am revizuit-o, nu? Venind și prezentându-vă și dumneavoastră idei din carte pe care probabil v-ați dat seama că le-au prezentat copiii în mod firesc și nu pentru că ar fi fost învățate, ci pentru că efectiv le-am trăit timp de 4 săptămâni într-un alt proiect intitulat Gânduri potrivite, destinat în aceeași măsură dragostei pentru lectură. Haideți să dăm un pont așa părinților și să spunem cam cum ar trebui și ei să facă acasă, cam cum ar trebui să prezinte și ei o carte celor mici în momentul în care probabil seara doresc să citească micuțului un basm, o povestioară sau chiar o poezie. Ați început dumneavoastră să-mi spuneți despre acele imagini. Știu că primul pas al unui copil spre o carte este tocmai să descopere acele imagini. Ei citesc, de fapt,
imaginile, povestesc acele imagini. Dumneavoastră ați trecut la pasul următor, de la cititul imaginilor la exprimarea unor gânduri. Am auzit astăzi câteva gânduri extraordinare a celor mici legate de Micul Prinț. Cum ați făcut pasul de trecere de la imagini la exprimarea acelor opinii și gânduri despre lectură, despre ceea ce au citit? Sigur, cum vă spuneam, un astfel de pas nu este unul brusc. Pasul acesta s-a făcut pe perioada 4 ani de activități constante, sistematice, în care mereu ne-am întors la ideea de lectură și la ideea de citit pentru a trage foloase din ceea ce citim. Părinții sunt modelele potrivite pentru copiilor și firește că nimeni nu pot mai bine decât ei să-i îndrume spre a citi, dar ca să poți să îndrum copilul spre a citi, așa cum mai spuneam, trebuie tu să fii un model în acest sens. Copilul nu este ajutat de ceea ce îi se spune atât de mult, cât de ceea ce vede. Dacă copilul își va vedea în familie părinții citind, dacă părintele are disponibilitatea necesară de a realiza o mini-bibliotecă pentru copilul său sau, în caz fericit, să aibă propria bibliotecă în familie, o bibliotecă destinată atât copiilor cât și adulților, atunci, cu siguranță, acel copil va fi pasionat de citit pentru că asta vede, un părinte care citește. Nu ajunge doar să citim. Așa cum spuneam, este bine părintele să citească copilului în timp ce ține copilul aproape de el. Nu citim copilului dându-i o carte, tu citește din cartea ta, eu citesc din cartea mea, fiecare citim. Este bine să citim împreună cărți, mai ales cu preșcolari, ei sunt mici, încă nu reușesc să citească decât cuvinte, eventual la grupa pregătitoare, iar cei mai mici, cum am spus, citesc doar după imagini. Atunci părintele poate să citească textul poveștii, nu? Sau al poeziei, versurile, iar mai apoi să discute cu copilul despre versurile respective, despre cuvintele necunoscute existente sau cuvintele noi, nu sunt necunoscute, ci doar sunt noi pentru copil, nu? Să dea explicații copilului despre acele cuvinte, să facă legătura între sensul cuvântului și imaginile care ne înconjoară, între felul în care ideile pe care le luăm dintr-o carte pot fi transpuse în viața de zi cu zi. Ați observat că le dădeam și acum exemplu, nu vorbeau de Micul Prinț, de faptul că este bine să nu urmăm un drum drept, ci să ne mai abatem din când în când. Și noi astăzi asta am făcut, nu? Ne-am abătut puțin de la drumul drept și astfel am avut ocazia să descoperim nu două cărți, ci mai multe cărți. Sunt modalitățile de a iubi lectura multiple, dar toate aceste lucruri presupun efort constant și o dedicare în timp spre ceea ce înseamnă lectură și înțelegerea ei. Mulțumim astăzi pentru găzduire atât grădiniței dumneavoastră, numărul 12, cât și preșcolarilor din grupa Rozelor. Cu mare drag o să revin la fiecare activitate pe care o veți face. Dumneavoastră, celor care ne priviți, sper că v-am stârnit interesul spre lectură. Nu-mi rămâne decât să vă spun că emisiunea Un Plus pentru Educație i-a sfârșit aici. Eu vă doresc la revedere, dar și lectură plăcută!